Stadionul de atletism reabilitat și modernizat în anul 2020 dispune de toate funcțiunile necesare pentru organizarea de evenimente sportive oficiale, cu o singură excepție. Este vorba despre sistemul de iluminat, care nu se înscrie în standardele oficiale. Din acest motiv a fost supus aprobării consilierilor locali un proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții sistem de iluminat la stadionul de atletism. În 2017, dacă nu mă înșel, prin hotărârea 310, ați aprobat reabilitarea acestui stadion și țin să vă felicit pentru acest lucru. Suma de la care ați pornit a fost de 7.700.000, iar în 2020, prin hotărârea 2019, prin hotărârea 144, ați ajuns la o sumă de 10.161.000 de lei. Vă reamintesc că în 2017, domnule primar, în proiectul de hotărâre ați menționat că va fi iluminat acel stadion conform standardelor Federației Internaționale de Atletism. Și aș vrea să vă întreb, ce s-a întâmplat din 2017 până în 2021 de acel stadion nu este omologat categoria 3 de către Federația Internațională de Atletism? Și a doua întrebare, dacă prin acest iluminat, dacă prin această investiție de 2 milioane de lei va fi omologat categoria 3 de către Federația Internațională. Mulțumesc frumos! A răspuns întrebărilor viceprimarul Ionuț Apostu, care s-a ocupat de realizarea modernizării stadionului de atletism. În primul rând vreau să vă spun că s-au dublat prețurile la materialele de construcții. Oferta inițială pe care am, devizul inițial privind sistemul de iluminat al stadionului de atletism, era undeva la o treime din valoarea pe care o aprobăm astăzi. În privința omologării, să știți că este o procedură care durează 5 ani, chiar în privința întocmirii acestui deviz privind sistemul de iluminat, iarăși ne-am întâlnit la primăria Buzău cu reprezentanții clubului Gloria și cu consultantul german ce ne asigură această omologare, această certificare, pentru că știți bine, acest consultant a urmărit toate etapele reabilitării stadionului de atletism. El a fost prezent la fiecare etapă a lucrărilor, astfel încât tot el se va ocupa și de obținerea acestei certificări. Abia după ce noul sistem de iluminat va fi funcțional, va fi depus la Federația Internațională de Atletism și dosarul pentru certificarea stadionului la categoria a treia. Sistemul de iluminat va costa puțin peste 2 milioane de lei din bugetul local sau, dacă va fi cazul, din alte surse de finanțare, și va fi funcțional din această toamnă.